Noi vă salutăm pe toți și în această zi frumoasă venim la doamna Efrosenia, care știm, doamna Efrosenia, că sunteți o magiată. Și venim la dumneavoastră cu niște cadouri și o să vă invit aici alături de noi sub aplauzele dumneavoastră. Salutare, doamna Efrosenia! Mie îmi spune Iulian Gaideu și noi reprezentăm echipa Surprize la domiciliu. Și în această zi frumoasă, în care știu că matale ești o magiață, vin cu niște cadouri și cu un mesaj de felicitare din partea unor persoane dragi sufletului, care foarte mult, doamna Efrosenia, vă iubesc, vă stimează, vă respectă și vă adoră. Buchetul frumos este pentru dumneavoastră. Să fiți mereu frumoasă ca florile. Iar noi aplaudăm o dată! Ce fel de zi de naștere fără tort? Tortul, de asemenea, este pentru dumneavoastră. O să înlădulciți mai apoi și, desigur, o sticlă de șampanie, ca să aveți dispoziție, da? O să-i dau, doamne, să vă ajut. Iar noi, doamna Efrosenia, avem și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, pe care o să vă rog mult să-l ascultați cu atenție. Nu știu. Scumpa și draga noastră. Dar cât de frumos. Astăzi este o zi nemărginită importantă. Ziua în care te-ai născut. Astăzi ești o magiată. Scumpa noastră, o viață lungă să trăiești. Cu multă demnitate. Să ai mereu doar bucurii, succese mari în toate. Norocul, fericirea, să nu te părăsească. Iar pacea și iubirea mereu să te însoțească. Să știi să lupți când vrei să ai, să nu regreți când pierzi sau dai. Să poți urca când alții te coboară, să poți să înduri când alții te înșeală. Să poți zâmbi când inima îți plânge, să-ți fie cald, chiar dacă afară ninge. Să ai în viață tot ce sufletul îți cere, credință, dragoste, plăcere. Scumpa noastră, astăzi este ziua ta de naștere, iar noi, chiar dacă nu putem fi aproape, să știi, scumpă, căci cu inima și sufletul îți suntem mereu alături și îți dorim un sincer la mulți ani! Mulți ani fericiți, doamna Efrosenia, dar noi avem o întrebare pentru dumneavoastră. Cum credeți? De la cine este surpriza? Mesajul de felicitare și aceste cadouri, de la cine? Și eu ce mă gândesc, nu știu. De la amant. E, domn Nicolae aude. De la cine? Aude că de-a lui Bărdanos. Cine astăzi nu este alături de dumneavoastră? Nu, nepoții care psihotare. Bine, vă spunem noi, ca să nu vă ținem în suspans, că surpriza aceasta minunată și aceste cadouri vin cu drag. De la cine? De la finii dumneavoastră, Alexandru și Violeta și copiilor, finuții, Sergei și Nicolae, care vă iubesc foarte mult, familia Paladi, care cu toții regretă că nu pot fi astăzi aici, alături de dumneavoastră, dar vă doresc toate cele bune și un sincer la mulți ani și noi cu toții spunem, doamne Efrosenia, la mulți ani! Dacă aveți să le transmiteți un mesaj de mulțumire sau orice doriți dumneavoastră, spuneți-le aici. Ce mai apoi vor vedea? Mulțumesc frumos! Și ce singurați mie, vă urez și eu vouă sănătate și toate bune în familie și liniște și pași. Bravo, doamne! Și atât mai vine cineva să vă felicite, da? Hai, veniți și dumneavoastră! Ce-i doriți, doamne Efrosenia, cu ocazia zilei de naștere? Doamne Efrosenia! Vă doresc mult sănătate, întreb. Asta e cea mai scumpă și cea mai șerită. Singurul problem. Bravo! Doamne Efrosenia, dar noi știm că aveți un bărbat foarte bravo. Domn Nicolae, vă invităm aici alături de soție și pe dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră, din partea finilor, mai avem niște cadouri. Coniacul este pentru dumneavoastră, pentru un bărbat adevărat, să vă întăriți mai apoi. E pentru dumneavoastră, din partea finilor, din partea familiei Palare. Dar dumneavoastră ce le spuneți finilor și finuților? Mulțumim frumos, fii sănătoși și ei.
și o geacă. Și numai bine. Bravo! Doamna Eufrosenia, și noi din partea echipei noastre vă dorim mulți ani fericiți. Sănătate, că e mai scumpă decât toate. Și în viață, când o să-ți fie matale mai trist, când o să-ți fie mai greu, iată, așa să-ți fie, precum astăzi, înconjurată de oameni dragi. În sincer, mulțumesc! Acum am o rugăminte pentru cei mai bravi oaspeți. Îi cântăm cu toții. Mulți ani trăiască și Domnul și ala care au zis cântă tare tine, da? Mulți ani trăiască, doamne Eufrosenia. Două, trei și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine se trăiască, dar cine se trăiască, Eufrosenia se trăiască, la mulți ani trăiască, Eufrosenia se trăiască, la mulți ani trăiască. Mulți ani, doamna Eufrosenia! În partea finilor dumneavoastră și finuții din depărtare avem un cadou mai micuț, dar mai important. Licu, de asemenea, pentru dumneavoastră, o să-l deschideți mai apoi, bine? Și o sărbătoare cât mai frumoasă să aveți!